Emoții mari astăzi pentru absolvenții de clasa 8-a. Ei au revenit în bănci pentru a susține prima probă a evaluării naționale. Elevii au recunoscut că au avut emoții, subiectele, deși nu au fost cele la care se așteptau, nu le-au pus probleme. Cu toții se așteaptă la note cât mai mari. Am fost ușor speriat de noile subiecte, dar cu ajutorul doamnei de română am reușit să trecem peste. A fost un examen destul de ușor, noi am fost pregătiți și subiectele au fost destul de simple. A fost destul de ușor. Dacă ne-am pregătit bine, tot o să fie bine oricum. Ai avut emoții? Nu mari, am puțin. Mă așteptam la subiectul 2 să dea altceva, a dat un text narrativ. Mă așteptam să dea altceva, o caracterizare, rezumat, jurnal, altceva, dar nu compunere. A fost destul de ok. Care a fost cel mai greu subiect pe care l-ai avut? La subiectul 1, exercițiul 9, cel cu asocierea. Profesorii care au pregătit se așteaptă și ei ca elevii să obțină note mari pentru că subiectele au fost de nivel mediu, asemănătoare cu cele de la testele de antrenament. Noul format al subiectelor la limba și literatura română nu ar fi trebuit să pună probleme copiilor de clasa 8-a. Subiectele, să știți că au avut un grad de dificultate mediu, se descurcau cu ușurință dacă făceau la clasă cu profesorii. Să știți, pentru că a fost primul an în care subiectele au fost concepute conform noii programe, eu personal am lucrat foarte multe teste la clasă cu elevii mei și să știți că nu am niciun fel de emoție. Sunt ferm convinsă că vor obține rezultate foarte bune. Sute de elevi din Olt au absentat astăzi din motive necunoscute, de la prima probă a evaluării naționale. Aceasta s-a desfășurat fără probleme în toate unitățile de învățământ în care au fost constituite centre de examen. La nivelul județului au fost înscriși 2411 elevi, dintre aceștia au fost prezenți în săli și au susținut proba 2083, iar 331 au fost absenți. Nu au fost înregistrate cazuri deosebite, tentative de fraudă sau o altă abatere de la regulile și în care ar fi trebuit să se desfășoare acest examen. Absolvenții de clasa 8-a care s-au prezentat astăzi la proba de limba și literatura română sunt așteptați să revină joi pentru a susține evaluarea națională la matematică. În Olt, niciun elev nu va susține proba la limba maternă.